cine jur? Uitați că suntem la televizor, draga mea. Faci de râs. Răspundem la întrebare. Dar n-ai decât să înjuri, eu nu. O, să înjuri. De ce mă ajut tu pe mine? De când și până când tu m-ai înjurat pe mine? Eu? Cum facem, da. Nu contează, m-ai înjurat, m-ai făcut în toate felurile. Făcut în toate felurile, Andreea. De ce mă juri? M-ai făcut în toate felurile. Eu zic, tu mă juri, tu vorbești. Nu contează, dar tu m-ai amenințat. Tu mă ameninți, fata mea. Nu ai nimic, deci tu nu ai niciun drept. Indiferent ce mi-ai spus tu și cine am jignit noi, tu stai pe mine, ai înțeles? Tu răspui ce asta cum mi-a cerut scuză, ce vrei? Vrei să mă intimidezi sau ce vrei? Vrei să-mi dai intimidare mie? Nu-ți merge cu mine, înțeles? Nu-ți merge cu mine! Mai fată, mi-am cerut scuze, ok? Mi-am cerut scuze. Eu am uitat că ai tată, morci ai, tu și eu am. Nu trebuie să jur de nimeni! Dar nici tu nu trebuie să te arunci la mine, draga mea! Ce să fac? Tu ai dreptul să te arunci la mine, da! Toată lumea! Vreau să te văd, mi-ai dat fără pista! Să văd ce atitudine să ia, da? Vreau să văd ce atitudine să ia, dacă nu mă să merg mai departe! Draga mea, nu uita că ca din greșeli. Dă-ți la. Nu mă mai joacă. N-ai ca din greșeli. Ia să văd. Vezi, nu mă mai joacă. Hai să văd. Deci atât îți spun. Măi Andreea. Deci tu pe mine să nu auzi. Ascultă aici la mine. Nu, ascult tu. Tu ascult aici la mine. Tu viața ta. Nu, nu, nu. Mai fată, mi-a cerut scuze. Viața ta, tu să mă ridici. Ok, mi-a cerut scuze. Mi-a cerut scuze, da? Mi-a cerut scuze, da? Stai alea. Atât am mesaj. Mă tot am. Da tu. Tu văd că nu ai învățat din greșeli, draga mea. N-ai învățat din greșeli. Eu atâta spun, nu ți-e la toată casa. Când eu vreodată o să vă mai înjur. Ei, să vedem ce măsuri să iau. Tu ai tras în mine. Tu nu ai tras în mine. Tu asta cu minte care ești tipaci. Crede-mă. Vreau să văd. Crede-mă că tu te... Nu mă disperat. Uite, amenințare. Amenințare. Foarte frumos. Da, ce bă... Ai amenință-mă, draga mea, cu rupă mare, ce frumos așa pe nu poți! Aceasta este o infracțiune! Și a tatii cum ești tatii să nu-i nimic! Nu poți! Te vedem în altă parte, draga mea! Tatii la timp, nu a tatii să o poate bărbat, nu o să da, măi! Măi, dar și am înjurat! Bă, dar și am făcut normal! Felul! Tu știi că eu am tatăl. Tu știi că eu am tată mort, omul la 29, ia și-i pui. Gata, acum nu te mai victimiza, Andreea. Nu mai victimiza, așa. Ce-i în piața? Asta e victimizare. Ce vrei acum, să mă manipulezi? Păi, dar nu să mă ajut pe el atât de... Dar tu ai dreptul să tragi în mine. Păi, tu știu să... Dreptul să tragi în mine? O să mă ce mă da? A, dreptul, cu spune să ia mă... Mă duc mai sus. Deci, dacă nu se ia măsuri... Dacă nu se ia măsuri, mă duc... Așa okay, fac da. Eu, ala, la tot plata, care mă jucă. Mamă, e energie. Dar, deci, deci tremuri de lege. O provoacă, dar așa ce mă provoacă? 100 de metri e... Ce scuze, frate, când îi spui nu te victimizi, ai vorba de decesul tatălui ei. Hai, da, asta pătrat, nu mai spune, dar știi eu ce faci, dar faci tu acum. Dar nu știi dacă vorbești. Tu stai ca și tu stă ochii, dar afară, nu aici, că nu stai așa proastă. Da afară, nu aici. A zice, clișanșat. Nu, dacă la hotel nu m-ai așteptat. Cum te-am așteptat? De ce n-ai vii la hotel jos? Păi, fată, s-o băgat Alina. S-o băgat, ai stat așa! Tu erai disperată acolo. Eu? Păi normal că-s disperată. Logic, ți-am și arătat că-s disperată. N-ai decât să fii. Dar nu mă interesează, păi, fată, tu pentru mine... Păi, bă, că ți-i frică, știu. Tu pentru mine nu reprezinți nimic, Andreea, înțeles? Ești ca ceilalți colegi. Nu mi-e frică de tine, nu căuta să faci intimidare și să pui accent pe treaba asta că te-am înjurat. Mi-a cerut iertare pe grup, este dovadă, nu da? Pasă. Îmi cer și acum iertare, dacă vrei să accepti, vine de mine, dacă nu, mă doare și pe mine undeva, înțelegi? Nici mie nu-mi pasă, că tu... Tu ai dat cu piciorul și cu palma mine și vreau să văd ce măsuri să ia. Și Marius își permite să pe fața mea, cu ce drept? Cu ce drept vine el și mă ia pe mine de față? Pentru că nu mai aveai control și o trebuie să-ți fac eye contact. De aia te-o lua de față, nu mai dramatiza că am fost acolo. Ce crezi? A pus mâna pe mine, da? Da. Agresiune. Termină-te tu cu minciunile. Vreau să văd ce măsuri să ia. Băi, am fost acolo, vedeți că derilează fața asta. Dacă nu se ia măsuri, derilează, vorbesc foarte serios. Dacă nu se ia măsuri, ești mere acasă. Să nu uităm. Stai tu liniștit. Alina, acum tot. Trec eu acasă cum vrei tu, măi, fată. Da, măi, rog, da, Andreea, ia povestește tu cum a început tot cel mai bine. Adică, de ce? Cu e o mare și taică, dacă nu era taică, e o mare diferență. Așa are drept. Ajungem la violență? Ia, vreau să văd.
la sută. Chiar nu înțelegi că da, recunosc aici în fața lui. Are dreptul să dea. Tu pe mine mai juri odată. Ce nu înțelegi? Am mai decât. Chiar nu pricep românie și că nu mă asfiezi din greșeală. Te aduc pe grup, îți zic în față, îți spun în fața la televizor. Dar vreau să văd. Nu mai jur, nu mai jur, mă, vreau să văd. Vreau să văd dacă tu mă mai juri pe mine. Ia jură, să văd. Ia jură, las. Vedeți, pe care nu unul de ani, ce demonstrează? Ce? Acum am trecut când ai dat tinele la cum? Dar nu mai am energie, mă simt rău. Când ai, auzi, când ai dat tinele la și Maria la câți ani? Da, și... Păi dacă spune... Da, dar cum ai și mie atunci? Păi și tu greșit? Păi eu recunosc că am greșit. Da, am greșit. Am greșit, dar nu mă dau victimă mai. Când ai bătut-o pe Mariana la recepție și n-ai vrut să recunosc. Vreau să spun ce ai bătut-o pe Mariana. Sau pe Mariana, când a tras-o de păr, dar n-am vrut să recunosc. Cum a fost atunci? Cum a fost atunci? Spune că n-am chestii să vă spun. Tu vine cu tipul Mariana la masă. Tu ai venit păi, după. Dacă tu erai acolo, dacă tu erai la masă și eu veneam după, da, eu plecam. Dar eu eram la masă, mâncam, vorbeam cu Daia. A zis mai tare. Tu ai zis tot ce ești, n-am chestii să vă spun. A zis că nu mai am chestii să aud emisiune, mută-te la altă masă, Andrei, așa ți-a zis. Așa, fix așa. Și pentru atât de multe. Mă jură, vine azi! După toate astea au fost! Bine că ai plecat, Maria, dacă tu mi-a să pleci cu noi! Vai, vai, ce mi-a plecat pe Marius! După aia Andreea a zis că ce mă gândești de amată, că te-ai ciudă, că n-ai câștigat banii! Dar până la morți, te-a zis ceva până la morți! Dar mai v-a jurat, cum? Da. Nu știu mai cum ai jurat de mor, nu i-am jurat. Nu mai știu oricum sunt. Ai garantat să că poți de mor, dar jurat. Alina, spune filmarea să fie care mi-a jurat. Nu știu, care mi-a jurat. Nu știu, care mi-a jurat. Da, da, da. Care sunt filmare, pe asta am zis. Are filmare și vreau să pui filmarea, să vedem care mi-a jurat între noi doi. Filmare. Păi oricum te puteai să nu mai minți. Deci tu ai început, tu ai început să mă juri. Poate așa. Cum ați putea am început, ce nu înțeleg? Ai zis, stai. Alo, stai eu. Tu, eu nu fac la Marius era lângă tine. Bă, femeia asta vrea să nu știu, vrea să vă distanțeze. Da, da, da. Dacă e ceva, nu, e, trebuie să o rezolve aici, știi cum zic? Lasă-o, să-și dea filme. Ce bă, menințe! Îi scrie mesajul la 4 viața la Marius! Păi vrei să fii terorizată? Vrei tu să fii terorizată? Da, vreau. După menințe pe mie, nu stai cu să vezi tu. Da, vreau să fiu terorizată. Da, uite, vreau să fiu terorizată. Da, uite, chiar vreau să fiu terorizată. Hai să văd eu. Ce? Vreau să văd eu cum mă terorizez tu pe mine. Chiar vreau să văd, da. Hai să vedem cine. Așa ce război. Dacă vrei război, hai să vedem cine. Ce război? Ce război? Hai, terorizează-mă, chiar vreau să mă terorizez. Te-ai dat terori cât vreau. Vreau să mă viața, dacă vreau. Hai să văd cum. Stai cu minții, măi, fasoc, eu nu știu aia care ai tu dotar. Cine? Lasă, că nu i-a să-l dotar. Mă terorizez, da, aștept. Aștept! Mai bine, că văd că nu-mi vezi din greșeli fatul. Eu nu-mi văd, eu vreau să-mi foarte bine. Uite, cu ce nu vreau să-mi văd. Da, ca drept dovadă și aici, public, am... Ca drept dovadă, am și dovadă, da? Dovadă, cu număr cu tot. Și eu dovesc că l-ai amenințat pe Marius. Unde? Unde pronunț cuvântul mutii la retelare? Eu pe Marius? De ce l-ai amenințat? Dacă era turcul, te făcea... Că la ce tu pe ai cam amenințat? Am zis, Marius, nu m-ai jurat de... Mai băgați de astea, nu mai încercați să faceți... Ce vreau, eu vorbesc din vrea, mie nu mai pui condiții. Ce vorbești din toate era turcul, dar ce nu trebuie? Nu a realizat atunci. Ce treabă are tu? Tu îi ia apărare la femeia lui și ce mai? Dacă era turcul, vai de mine! Eu mă bag în ce discuții vreau aici. Nu, Marius a fost cerebral, o venit într-adevăr. Plus că amândouă suntem vinovate. Ce m-a deranjat la Marius e faptul că... Am fost lângă Marius, te-o prins pentru că erai descreierat. Nu ai drept! De cap ca să-i ai nu are drept cu fatul ăsta! Ai drept cu fatul ăsta! Ai drept! Ai drept! Faci tu, măi, femeie! Faci tu, tu ești... N-ai noroc să n-ai... Cu cine? Cu tot ce-ți faci? Cu tot să-ți trăiești. Nu spui mie când să te, nu-s curioasă dacă spui mie. De asta vine în emisiune, ești tare în gură, că știi că o să mă descalifici. De afară nu ești tare în gură. Da, nu-s tare în gură. Afară nu ești tare în gură, pe grupul și ieri tare. N-ai noroc să... Dar ce va afară tu? Da, ce? Cu minte-o. Da, și afară v-ați luat, mă? Da, unde ne-am luat? Eu așa mă, v-ați luat și afară. Da, păi deci eu nu mai... I-a dat una peste mână, că atât a apucat. Nu mi-a făcut nimic. Alina... Aici ai tare în gură, aici! Alina, da, cum a fi la... Da, ce mă surse iau! Uite, tag! Măi, patru, ai înțeles? Vezi, mă, tu-i r... Da, 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 r... Tu! Ia, te ajur că...
Andrei, stau! Afară, că tu... Mamă, ce Ali, Andreea, nu te mai cobor la nivelul, te rog, crede-mă, că e... No, nu are rost. Mă, ce rămâi, m-au călcat. E puțin nici. Victimă colaterală. Păi cum să o las pe Andreea să o bată, frate? Ce că... N-ai noroc să n-ai. Ce iubire, ați venit toți? Da, mă, așa... Ce ați venit toți? Fea, okay. Păi dacă minte, fac... Veriți, n-ai noroc să n-ai. Ăsta care nu face 2 lei? Hai, acum nu mă lua, că mă doare rău aici. Ce măsuri te iau? Dar la tine, ce măsuri e p***s-o luat? Bun, piramidul s-a băgat la fulmanelă, ce? Da. N-o stai... Bă, opriți-o pe femeia, că aia provoacă în continuu, serios, hai acum. Ia că crea că se ridică la mine pe mine mai tinochează. Bă, provoacă, frate, de ce e acum să nu? Să ce e asta? Bine. Adică tu încurajezi circul ăsta? Nu încurajez nimic. Nu încurajez nimic aici. Ce încurajezi? Ba, mă încurajez, că pe mine mă jură, nu vă mai băgați. Uite, bă, frate, ce e aici? Eu tot tac din gură, tac, dar la... Mi-a... Uite, ăștia se râd în spate, se râd. De unde e toată lumea, Berna? Nu știu, Cătălin. Păi de unde vii? Că văd că vii de acolo. De afară, dar nu nimeni acolo pe hol. Dar au venit Filip. Da. De Diana toată lumea. M-a luat acolo în zbor. Doare măsăruța. M-a luat bine, vreau și eu. Vreau și eu, îmbrățișare. Diana, ai văzut-o pe Andreea? E aici, Marius. A, uite. Fată. Marius, poți să stai tu cu ea astăzi, te rog. Ce anume? Stai tu, că pe mine nu m-am. Deci, credeți-mă că mă descalific, oricum, oricum vreau să ies afară din emisiune, că mă asta. Și mă duc la eu dacă nu. Pe mine m-a deranjat Mariana, că Mariana în cameră mi-a spus că nu te votează. Pe mine ea m-a deranjat, că m-a mințit, înțelegi? Ea în cameră a zis că nu te votează pe mine. Eu de la Mariana m-am luat. Pe capul mafiei ce e ăla care a vrut să plece în locul lui Mariana, Cătălin. Cum? Capul mafiei. Adică cel care a vrut să plec de aici a fost Cătălin, care s-a propus să plece în locul lui Mariana. De ce tu? De ce o dat cu perna în mie? Te crede mare femeie? Nu hai aici să cu mine, că e mare femeie. De ce posta ta a plecat acolo? Nu știe nimic să facă. Bine, eu zic și eu vorba aia, dar ca... Ăla care... Eu nu înțeleg de ce te provoacă, eu asta nu înțeleg, nu. Ca să-i de asta, ca să mă descalifice, de aia, cum zice. A sărit Roxana ca să nu bată pe Andreea, s-a băgat în fața Andrei, ci că nu Dania, Andreea peste Roxana și eu peste Andreea. Și o țineam pe Andreea. Nu că nu are rost. Nu trebuie să-l... Păi dai seama că de acolo s-a încăduit. Eu știu că nu are rost, dar nu înțelege femeia asta, mă provoacă, voi chiar nu vedeți că o provoacă? Poftim, dar n-am spus. Păi adică atunci, nu vedeți, și eu o provoc, dar așa mă provoacă. De ce? Dai cu perna în mie, că ai văzut cum o joam, am dus și ai zis că nu o lovesc. Că puteam să o lovesc, că am avut-o față în față, stătea jos și puteam să... Asta simtea nevoia să provoace, ca apoi să-și joace rolul de victimă, ai înțeles? Asta e atât. Să se facă de rușine în față la robă. Eu nu aș risca așa ceva, să mă bată pe mine, să dramatizez. Nu vreau. Păi... Păi tu din smardoială mergi la poliție? Asta faci tu, asta face ea. Tu din bătaie mergi, îi dai la să mă întucă cu poliția, la poliție. Ce se face cineva în seamă, la tribunal îți mai mult. Dar vezi că acum nu mai recunoaște că te-a înjurat ea prima dată de te-a zis că n-a recunoscut. Dar ea ce recunoște? Ea a zis că ea stătea la masă, da. Care noi stăteam la masă. Care ea era în picioare, era, ea a venit. Tu simți să o întrebești pe Mariana, că bine că o pleca, că nu știu ce. Nu, eu, Andreea a zis așa, a zis, nu mai vorbiți de Mariana, dacă vreți să vorbiți de emisiune, duceți-vă. Nu, i-a zis ei, du-te la altă masă, Andreea, lasă-mă. Și a început. Ce te necați că n-ai luat banii, că nu n-a fost așa, n-a fost așa, nu. Ba da? Nu. Andreea era deja la masă. Nu era. Am fost acolo. Tu erai acolo, la oglindă. Da, și era în picioare lângă ei, eu am trecut pe lângă ei. Ea era deja acolo, ea a venit și direct pe ea. Asta zic, Coprică. Tu erai acolo, doar mâncai și deodată a venit. Asta e, ați făcut strategie să-l votați. Da. Corect, da. Și că ei pasă, a venit, îi pare rău după Sergi. Mariana.
Eram la masă, mâncam cu Marius, erai tu, exact, cu Gabi, corect? Da, noi patru. Exact. Vine ea, face strategie. Hai Marius, că e nevoie. Da, îl dăm pe Sergiu afară. Da, că vreau să-i povestesc. Eu sunt spălul Manta, nu stau să povestesc pentru cine. Pentru oamenii de acasă. Pentru care? Nu știu dacă dă așa ceva, vreau să-i spun Manta, să-i spun. Dar ce am făcut, dar nu-i de șase ori. Vorbesc degeaba. Dar cu perna, frate, eu n-am să la bătaie, să dau cu strati băi. Vedem ce are cu ea. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.